numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Fraților prea iubiți, în timpul postului de 40 de zile ne-am pregătit inimile prin pocăință și fapte de iubire, iar astăzi ne-am adunat să începem împreună cu întreaga biserică celebrarea misterului pascal, al morții și al învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Mister pentru împlinirea căruia el a intrat în cetatea sa Ierusalim. Celebrând așadar cu toată credința și evlavia intrarea mântuitoare a lui Iisus, să-L urmăm și noi pe Domnul, pentru că împărtășindu-ne prin har de crucea Lui, să avem parte de înviere și viață. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, sfințește cu binecuvântarea Ta aceste ramuri, pentru ca noi care Îl urmăm cu bucurie pe Regele Hristos, să putem ajunge la Ierusalimul cel veșnic, prin El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. Cu câteva zile înainte de sărbătoarea Paștelui, Iisus și ucenicii s-au apropiat de Ierusalim. Când au ajuns la Betania, lângă muntele măslinilor, Iisus a trimis pe doi dintre ucenicii Săi zicându-le: mergeți în satul care se afla în fața voastră și îndată ce intrați în el veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni până acum. Dezlegați-l și aduceți-l.
Și dacă vă întreabă cineva ce faceți, spuneți-i că îi trebuie Domnului, dar îi va înapoia îndată. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat în fața unei porți, afară în drum, și l-au dezlegat. Unii dintre cei care erau acolo au început să le zică: ce faceți? De ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns cum îi învățase Iisus și a fost lăsat să plece. Au adus măgărușul la Iisus și i-au pus hainele pe el, iar Iisus a încălecat deasupra. Mulți au așternut hainele pe drum, alții tăiau frunziși din copaci și îl așternau. Iar cei care mergeau înainte și cei care mergeau în urmă strigau: Osana, binecuvântat cel care vine în numele Domnului! Binecuvântată e împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David! Osana în înaltul cerului! Cuvântul Domnului! Fraților prea iubiți, asemenea mulțimii evreilor care l-au primit pe Iisus, aclamându-L ca rege, atunci când El a intrat pentru ultima dată în viața sa pământească, în orașul Ierusalim, pentru ca acolo să sufere și să moară pentru noi, să pornim acum spre altarul Domnului în procesiune, să mergem în pace. Aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Să ne rugăm.
Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ai dat neamului omenesc un exemplu de umilință în Mântuitorul nostru, care s-a făcut om și a îndurat moartea pe cruce. Dă-ne harul să învățăm a-L urma în răbdare și astfel să ne învrednicim a fi părtași de învierea Sa. El care, fiind Dumnezeu, împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Fața de la cei care mă insultau și mă scuipau. Citire din cartea profetului Isaia. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă de discipol ca să știu să vin în ajutor cu un cuvânt celui frânt. El mă trezește dimineața, de dimineață îmi deșteaptă urechea ca să ascult asemenea discipolilor. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și eu nu m-am împotrivit, nu m-am dat înapoi. Spatele l-am dat celor care mă loveau, obrajii celor care îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de la cei care mă insultau și mă scuipau. Domnul Dumnezeu mi-a venit în ajutor, de aceea nu am fost umilit, de aceea mi-am făcut fața ca de cremene și știu că nu voi fi făcut de rușine. Cuvântul Domnului. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Mă văd își bat joc de mine, strâmbă din buze și dau din cap. S-a încrezut în Domnul să-L scape, să-L mântuiască, dacă și-a găsit în El plăcerea. Mă-nconjoară câinii, o bandă de răufăcători mă împresoară. Mi-au străpuns mâinile și picioarele, mi-au numărat toate oasele. Mi-au aruncat sorții, dar Tu, Doamne, nu sta deoparte, ajutorul meu grăbește-Te să mă ajut. Tău, fraților mei, în mijlocul adunării Te voi lăuda. Cei care vă temeți de Domnul, lăudați-i.
Iacob preamăriți-l, să se teamă de el toată seminția lui Israel. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Fraților, Hristos Iisus, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu că e egal cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar, după felul lui de a fi, a fost aflat ca un om. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece tot genunchiul, al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt, și orice limbă să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Cuvântul Domnului. Patima Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Marcu. Peste două zile aveau să fie Paștele și Azimele, iar arhiereii și cărturarii căutau cum să-L prindă prin viclenie ca să-L ucidă, căci spuneau, nu în timpul sărbătorii, ca să nu se răzvrătească poporul. Fiind în Betania, în casa lui Simon leprosul, pe când stătea la masă, a venit o femeie care avea un vas din alabastru cu mireasmă de nard curat, foarte scump, și spărgând vasul, i-a turnat pe cap. Dar erau acolo unii care, indignați, ziceau unii către alții, pentru ce s-a făcut această risipă de mireasmă? Căci mireasma aceasta ar fi putut fi vândută cu 300 de dinari și să se dea săracilor. Și erau revoltați împotriva ei. Însă Iisus a spus, lăsați-o, de ce o necăjiți? A făcut un gest frumos față de mine, căci pe săracii aveți întotdeauna cu voi și oricând voiți puteți să le faceți bine. Pe mine însă nu mă aveți întotdeauna. Ea a făcut ce a putut, a uns de mai înainte trupul meu pentru înmormântare. Adevăr vă spun, oriunde va fi predicată Evanghelia în lumea întreagă, se va spune în amintirea ei și ceea ce a făcut ea. Iuda Iscariot, unul dintre cei 12, a venit la arhierei ca să-l dea pe mâna lor. Când au auzit, s-au bucurat și i-au promis că îi vor da bani, iar el căuta un moment potrivit ca să-l dea pe mâna lor. În prima zi a azimelor, când se jertfea Paștele, discipolii săi i-au spus, unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paștele? Atunci a trimis doi dintre discipolii săi și le-a spus, mergeți în cetate și vă va întâmpina un om care duce un urcior cu apă. Mergeți după el și acolo unde va intra, spuneți stăpânului casei că învățătorul zice, unde este camera mea în care să mănânc Paștele cu discipolii mei? El vă va arăta o sală mare la etaj, gata aranjată. Pregătiți acolo pentru noi. Discipolii au ieșit și au venit în cetate. Ei au găsit după cum le spusese și au pregătit Paștele. Când s-a înserat, a venit împreună cu cei 12 și în timp ce stăteau la masă și mâncau, Iisus a spus, adevăr vă spun, unul dintre voi care mănâncă cu mine mă va trăda. Atunci au început să se întristeze și să-i spună unul după altul, nu cumva eu? El le-a spus,
unul dintre cei 12, cel care întinge cu mine în blid. Într-adevăr, Fiul omului merge după cum este scris despre el, însă vai omului aceluia prin care Fiul omului este trădat. Ar fi fost mai bine pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut. Și în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o și le-a spus: luați, acesta este trupul meu. Și luând potirul, după ce a mulțumit, l-a dat lor și au băut toți din el. Și le-a spus: acesta este sângele meu al alianței care se varsă pentru mulți. Adevăr vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Și după ce au cântat imnul, au plecat spre muntele măslinilor. Iar Iisus le-a spus: voi toți vă veți scandaliza, căci este scris: voi bate păstorul și oile se vor risipi. Dar după ce voi fi înviat, voi merge înaintea voastră în Galileea. Atunci Petru i-a zis: chiar dacă toți se vor scandaliza, eu nu. Dar Iisus i-a zis: adevăr îți spun că tu, astăzi, în această noapte, înainte de a fi cântat cocoșul de două ori, de trei ori mă vei renega. Iar el spunea și mai insistent: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, nu te voi renega. Și toți ziceau la fel. Atunci, apoi au venit într-un loc numit Ghetsemani și le-a spus discipolilor săi: stați aici până când mă voi ruga. I-a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și a început a se înfiora și a se neliniști și le-a spus: sufletul meu este trist de moarte, rămâneți aici și vegheați. Și mergând puțin mai în față, a căzut la pământ și se ruga ca să treacă de la el, dacă este posibil, ceasul acela, zicând: Aba, Tată, pentru tine totul este posibil. Îndepărtează de la mine potirul acesta, însă nu ceea ce vreau eu, dar ceea ce vrei tu. Apoi a venit și i-a găsit dormind. Atunci i-a zis lui Petru: Simon, dormi? Nu ai putut să veghezi nici măcar un ceas? Vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită, căci sufletul este plin de avânt, dar trupul este slab. Și plecând din nou, s-a rugat spunând aceleași cuvinte. Când a venit, iarăși i-a găsit dormind, căci ochii lor erau îngreuiați și nu știau ce să-i răspundă. A venit a treia oară și le-a spus: dormiți mai departe și odihniți-vă, ajunge. A venit ceasul. Iată, Fiul omului este dat pe mâna păcătoșilor. Sculați-vă, să mergem. Iată, cel care mă trădează este aproape. Și îndată, pe când încă mai vorbea, a venit Iuda, unul din cei 12, și împreună cu el o mulțime cu săbii și ciomege, din partea arhiereilor, a cărturarilor și a bătrânilor, iar trădătorul lui le dăduse un semn, spunând: cel pe care îl voi săruta, acela este. Prindeți-l și duceți-l sub paza sigură. Venind, s-a apropiat îndată de el și i-a spus: Rabi! Și l-a sărutat. Atunci ei au pus mâna pe el și l-au prins. Însă unul dintre cei care erau de față, scoțându-și sabia, l-a lovit pe servitorul arhiereului și i-a tăiat urechea. Luând cuvântul, Iisus le-a zis: ați ieșit ca împotriva unui tâlhar cu săbii și cu ciomege ca să mă prindeți. Zi de zi eram la voi și învățam în templu și nu m-ați arestat. Dar aceasta e ca să se împlinească scripturile. Atunci, părăsindu-l, au fugit cu toții. Însă îl urma un tânăr oarecare, acoperit numai cu o pânză pe trupul gol. Au pus mâna pe el, dar acesta, lăsând pânza, a fugit gol. L-au dus pe Iisus în fața marelui preot și s-au adunat toți arhiereii, bătrânii și cărturarii. Iar Petru l-a urmat de departe până în interiorul curții marelui preot și, stând împreună cu servitorii, se încălzea la foc. Iar arhiereii și tot sinedriul
căutau o mărturie împotriva lui Iisus ca să-L condamne la moarte, dar nu găseau, căci mulți dădeau mărturie falsă împotriva Lui, dar mărturiile nu se potriveau. Câțiva, ridicându-se, dădeau mărturie falsă împotriva Lui, zicând: Noi L-am auzit pe acesta spunând: Eu voi distruge acest templu făcut de mână omenești și în trei zile voi construi un altul nefăcut de oameni. Dar nici așa mărturia lor nu se potrivea. Atunci marele preot s-a ridicat în mijlocul lor și L-a întrebat pe Iisus: Nu răspunzi nimic? Ce mărturie dau aceștia împotriva ta? Însă El tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot L-a întrebat din nou și I-a spus: Tu ești Hristos, Fiul Celui Binecuvântat? Iisus a zis: Eu sunt. Și Îl veți vedea pe Fiul Omului stând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a spus: Ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit blasfemia. Ce vi se pare? Toți L-au condamnat ca fiind vrednic de moarte. Unii au început să-L scuipe și, acoperindu-I fața, Îl loveau spunându-I: Profețește! Iar servitorii Îi dădeau palme. Pe când Petru era jos în curte, a venit una dintre servitoarele marelui preot și, văzându-L pe Petru încălzindu-se, L-a privit fix și I-a zis: Și tu erai cu Nazarineanul, cu Iisus. Dar el a negat spunând: Nu știu, nu înțeleg ce zici. Și a ieșit afară în fața curții și a cântat cocoșul. Iar servitoarea, văzându-L, a început din nou să le spună celor care stăteau acolo: Acesta este dintre ei. Dar el a negat din nou. După câtva timp, cei care stăteau acolo i-au spus din nou lui Petru: Cu adevărat ești dintre ei, căci ești galilean. Iar el a început să se blesteme și să jure: Nu-L cunosc pe omul acesta despre care vorbiți. Și îndată cocoșul a cântat a doua oară. Atunci Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care îl spusese Iisus înainte de a cânta cocoșul de două ori: De trei ori mă vei renega. Și a izbucnit în plâns. Dis de dimineață, după ce au ținut consiliu, arhierii împreună cu bătrânii și cărturarii și tot sinedriul, legându-L pe Iisus, L-au dus și L-au predat lui Pilat. Pilat L-a întrebat: Tu ești regele iudeilor? El i-a răspuns: Tu zici. Iar arhierii Îl acuzau de multe lucruri. Pilat L-a întrebat din nou: Nu răspunzi nimic? Îndată de către lucruri te acuză. Dar Iisus n-a mai răspuns nimic, încât Pilat se mira. Cu ocazia sărbătorilor, le eliberau un deținut pe care îl cereau ei. Pe atunci era în închisoare unul numit Baraba, împreună cu niște răzvrătiți, care în timpul revoltei comiseseră crimă. Mulțimea a urcat și a început să ceară să le facă așa cum făcea întotdeauna. Pilat le-a răspuns: Vreți să vi-l eliberez pe regele iudeilor? Căci știa că, din invidie, îl dăduseră arhiereii pe mâna lui. Însă arhiereii instigau mulțimea ca să le elibereze mai degrabă pe Baraba. Pilat le-a spus din nou: Atunci ce să fac cu cel pe care îl numiți regele iudeilor? Iar ei au strigat iarăși: Pilat le-a spus: Dar ce rău a făcut? Însă ei strigau mai tare: Răstignește-l! Astfel Pilat, voind să facă pe placul mulțimii, L-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a fost biciuit, L-a dat să fie răstignit. Soldații L-au adus în curte, adică în pretoriu, și au adunat toată cohorta. L-au îmbrăcat cu o haină de purpură și, împletind o coroană de spini, I-au pus-o pe cap. Apoi au început să-L salute: Bucură-te, rege al iudeilor! Și Îl loveau peste cap cu o trestie, Îl scuipau și, căzând în genunchi, I se închinau. Și după ce și-au bătut joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură și L-au îmbrăcat cu hainele Lui.
apoi l-au dus afară ca să-l răstignească. Au constrâns un trecător, un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus, ca să ducă crucea lui Isus. L-au dus la locul numit Golgota, care tradus înseamnă locul craniului. Și i-au dat vin înmiresmat, dar el nu a luat. Apoi l-au răstignit și, împărțind hainele lui, au aruncat zarurile pentru ele, care ce să ia. Era ceasul al treilea când l-au răstignit. Fusese scrisă inscripția condamnării lui, regele iudeilor. Împreună cu el au răstignit și doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care spune: și a fost socotit cu cei fără de lege. Cei care treceau rosteau blasfemii, clătinând din cap și spunând: Hei tu care dărâmi templul și îl construiești în trei zile, salvează-te pe tine însuți, coborând de pe cruce. La fel și arhiereii, între ei îl luau în râs, împreună cu cărturarii, și spuneau: Pe alții i-a salvat, pe sine nu se poate salva. Hristos, regele Israelului, să coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Îl insultau și cei răstigniți cu el. Pe la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric pe întreg pământul, până la ceasul al nouălea. La ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas puternic: Eloi, Eloi, lemas sabachthani, care înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii dintre cei care erau de față, auzindu-l, spuneau: Iată, îl cheamă pe Ilie. Cineva a alergat și a înmuiat cu un burete în oțet și, punându-l într-o trestie, i-a dat să bea, spunând: Lăsați, să vedem dacă vine Ilie ca să-l ia jos. Dar Iisus, scoțând un strigăt puternic, și-a dat sufletul. Genunchem. Atunci, catapeteasma templului s-a sfâșiat în două, de sus până jos. Când centurionul care stătea în fața lui a văzut cum și-a dat sufletul, a spus: Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Erau și câteva femei care priveau de departe, printre ele Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob cel Mic și a lui Iozes, și Salome, care îl urmau de când era în Galileea și îl slujeau, și multe altele care urcaseră cu el la Ierusalim. Când s-a făcut seară, întrucât era ziua pregătirii, care este ajunul sâmbetei, a venit Iosif din Arimatea, membru respectat în Sinedriu, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu, și a îndrăznit să intre la Pilat și să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise deja și, chemându-l pe centurion, l-a întrebat dacă a murit de mult. Aflând de la centurion, i-a dăruit lui Iosif trupul. După ce a cumpărat un giulgiu, l-a dat jos, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care fusese săpat în stâncă. Apoi a rostogolit piatra la intrarea în mormânt, iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iozes, priveau unde l-au pus. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Preasfințite Episcop Petru, Cucernice Părinte Vicar General Egidiu, Cucernice Părinte Paroc și Decan Paul, Sfințiile voastre, Părinți Concelebranți, dragi persoane consacrate și iubiți credincioși, prezenți în catedrală și toți cei care sunteți în comuniune directă cu noi, prin Ercis Media și TVR Iași.
Astăzi, în Duminica Floriilor, așa cum vedeți, celebranții cei de la altar sunt îmbrăcați în haină de culoare roșie. Roșul în liturgie este culoarea sângelui, culoarea martiriului, culoarea iubirii dusă la extrem. Și totuși, această culoare astăzi de florii nu vrea să ne amintească deocamdată de sângele vărsat de Iisus în timpul pătimirii sale, ci vrea să ne amintească de haina de purpură, de culoare roșie, pe care o îmbrăcau în vechime regii, iar astăzi am auzit la început cum Iisus a fost primit în orașul Ierusalim pentru ultima dată în viața sa pământească ca un rege triumfal de mulțimile evreilor care strigau Osana fiului David. Bine este cuvântat cel care vine în mijlocul nostru. Tonul acestei duminici nu-l dă pătimirea Domnului care s-a citit acum, după evanghelistul Marcu. Tonul duminicii îl dă celebrarea de la începutul Sfintei Liturghii de astăzi cu ceremonia binecuvântării ramurilor, citirea pătimirii, citirea Evangheliei cu intrarea triumfală a lui Iisus în orașul Ierusalim și apoi procesiunea pe care am făcut-o mai modest pentru că suntem în pandemie, de la ușa bisericii și până la altar, cu ramurile în mână. Suntem invitați astăzi să-L proclamăm pe Iisus drept Regele nostru și să facem acest lucru cu toată puterea credinței, iar procesiunea pe care noi, slujitorii altarului, am făcut-o mai scurt, de la ușă până la altar, iar dumneavoastră o veți face la sfârșitul liturghiei când veți merge acasă, de la biserică și până acasă, cu ramurile binecuvântate în mână, această procesiune să rămână expresie a dorinței noastre de a nu ne despărți niciodată de Hristos în călătoria vieții noastre pe acest pământ, pentru că despărțirea de Hristos sigur ne va duce la moarte, iar apropierea de Hristos sigur ne va duce la viață. Citind la începutul celebrării Evanghelia intrării triumfale a lui Iisus în Ierusalim, iar la Sfânta Liturghie, relatarea pătimirii Domnului după Sfântul Evanghelist Marcu, Sfânta Biserică vrea în această duminică să ne ajute să avem o privire globală asupra ceea ce se va petrece până la Paști în toată această săptămână sfântă, adică să ne bucurăm și să ne întristăm, la fel ca Iisus. Să participăm viu, activ la celebrările sfinte, ceea ce îl supără cel mai mult pe Dumnezeu în viața noastră de credință. Să știți că nu sunt păcatele, oricât de multe și mari ar fi ele. Ceea ce îl supără pe Dumnezeu cel mai mult este indiferența, răceala, nepăsarea față de cele sfinte pe care le observăm astăzi în lume în general. Măcar noi să fim atenți, să nu ne arătăm indiferenți,
față de cele sfinte și să trăim din plin în această săptămână sfântă misterul mântuirii noastre. Pentru că ispita aceasta la indiferență, la răceală, este o ispită care vine de la cel rău, de la diavol, care vrea să ne țină cât mai departe de Dumnezeu, pentru a ne câștiga și a ne ține de partea Lui. După spusele multor mistici, Iisus Hristos, în grădina măslinilor, ca Dumnezeu, a văzut toate păcatele pe care omenirea le-a făcut și avea să le facă până la sfârșitul veacurilor. Trădări, crime, violuri, calomnii, sinucideri, necredință, avorturi, injurii, înjurături, blasfemii și așa mai departe, toate păcatele. La vederea acestor fără de legi, așa de mari și nenumărate, Hristos s-a înfiorat în trupul său ca om și a transpirat sânge. Dar drama dramelor nu au constituit-o păcatele acestea multe și mari ale omenirii, pentru că Iisus Hristos, fiind Dumnezeu, cunoștea foarte bine slăbiciunea noastră omenească, știa foarte bine de ce este capabil omul. Apoi, El îi iubea așa de mult pe oameni, încât dorea să-și verse sângele, să moară pentru eliberarea și mântuirea omului, pentru scoaterea lui din sclavia satanei. Cu toate acestea, Iisus, rămânem surprinși în grădina măslinilor, s-a rugat Tatălui: Tată, Aba, îndepărtează de la mine paharul acesta, adică suferința, dar nu voia mea, ci voia ta să fie. Oare această cerere a lui Iisus nu contrazice cu dorința lui arzătoare de a muri pentru mântuirea lumii? Ce anume l-a determinat pe Iisus să rostească această rugăciune: Tată, treacă paharul acesta, cum spunem noi în suferințele mari: Doamne, îndepărtează suferința de la mine. Numai că El a adăugat: nu voia mea, ci voia ta să fie. Ce l-a determinat să facă această rugăciune? Cu siguranță, indiferența omului, indiferența la tot ceea ce a făcut și face Dumnezeu, ce face omul, când se uită, meditează, dacă meditează, ceea ce Dumnezeu a făcut și face pentru noi. În tot ceea ce a făcut Dumnezeu și face pentru noi, indiferența aceasta pe Iisus l-a făcut să spună această rugăciune, să ceară: îndepărtează de la mine, Tată, paharul acesta. Sigur, multora nu le pasă de aceste realități ale credinței, de suferințele îndurate de Iisus pentru noi. Sunt indiferenți, nu vor să profite de iubirea lui Dumnezeu, care l-a împins până acolo, încât a murit pe cruce și a vărsat sângele pentru mântuirea noastră. Vedeți cât de gravă este indiferența, nepăsarea față de Dumnezeu, față de biserică, față de sacramente, față de rugăciune, față de tot ceea ce este legat de Dumnezeu. Niciun păcat nu l-a descurajat pe Iisus să moară pentru noi, însă indiferența aceasta se pare că da. Cred că acesta este păcatul cel mai mare al omului, indiferența, răceala, nepăsarea față de cele sfinte. De ce nu ai fost creștinule sau creștino la biserică de atâta vreme? De ce nu te-ai rugat niciodată, dimineața, seara, înainte și după masă?
De ce n-ai făcut odată măcar calea crucii în postul mare, devoțiunea pe care o avem noi? Sau de ce n-ai venit măcar odată la biserică în postul mare, la calea Sfintei Cruci, sau n-ai spus rozariu? Și tot aceeași atitudine de indiferență, nepăsare. E bine, indiferența, nepăsarea față de cele sfinte, să știți că aceasta umple iadul. Cu cât amărăciune a pronunțat Iisus cuvintele pe care le găsim în Evanghelia după Sfântul Luca, capitolul 7, versetul 32, și vă îndemn să reflectați, să reflectăm toți asupra lor, spune așa Iisus, cu amărăciune: v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu ați plâns. Ascultând aceste cuvinte, sigur, suntem tentați să ne gândim repede la alții și să-i judecăm. Dar de ce să nu ne gândim la noi înșine? Cu siguranță, din cauza indiferenței, a răcerii, a nepăsării, am neglijat fiecare de atâtea ori în viața noastră multe din datoriile noastre creștine, preoțești, călugărești. Am neglijat din neglijență, din indiferență. Este cazul, mai ales acum în timpul sfânt al acestei săptămâni, să-i cerem lui Dumnezeu iertare, să ne îndreptăm, iar judecarea altora să o lăsăm numai pe seama lui Dumnezeu. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu condamnați și nu veți fi condamnați. Iertați și veți fi iertați. Și ne iartă nouă Tată, spunem în Tatăl nostru, greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pradă ispitelor, ci mântuiește-ne de cel rău. Amin. Și acum să ne mărturisim credința: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, care de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, dar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de la treapta Tatălui și iarăși a venit cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, viață dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul cu Cerii, care împreună cu Tatăl și cu Fiul, și prea mărit și a grăit prin proroci. Cred în Duhul Sfânt, catolic, mărturisesc un botez spre iertare, aștept învierea morților și viața. Amin. Fraților prea iubiți, pătimirea Domnului ne amintește că Dumnezeu ne iubește fără măsură. Cu această certitudine să ne îndreptăm spre Tatăl Ceresc, care ne l-a dăruit pe Iisus, sigur fiind că rugăciunea noastră
va fi primită de El, să ne rugăm și să-i spunem, pentru pătimirea Fiului Tău, ascultă-ne, Părinte! Pentru pătimirea Fiului Tău, ascultă-ne, Părinte! Pentru ca Sfânta Biserica lui Dumnezeu să se asocieze în credință la misterul morții lui Hristos și să culeagă din Sfânta Cruce rodul vieții veșnice, să ne rugăm! Pentru pătimirea Fiului Tău, ascultă-ne, Părinte! Pentru ca tinerii să înțeleagă că numai în Evanghelie și în primirea Cuvântului lui Dumnezeu vor găsi puterea de a-și realiza planurile lor, să ne rugăm! Pentru pătimirea Fiului Tău, ascultă-ne, Părinte! Pentru ca, privind la cel răstignit, cei bolnavi și muribunzi să afle încredere deplină în Dumnezeu, care iartă și mântuiește, să ne rugăm! Pentru pătimirea Fiului Tău, ascultă-ne, Părinte! Pentru ca participarea noastră la Sfintele Celebrări să fie sinceră și să ne apropie cât mai mult de Domnul și de frații noștri, să ne rugăm! Pentru pătimirea Fiului Tău, ascultă-ne, Părinte! Pentru ca noi să descoperim în frați, pironiți de durere, umilire, nedreptate, fața lui Hristos cel suferind, devenind solidari cu ei în momentele dificile, să ne rugăm! Pentru pătimirea Fiului Tău, ascultă-ne, Părinte! Pentru ca ramurile pe care le vom duce în casele noastre să ne amintească mereu că suntem chemați de Domnul să fim oameni ai păcii, să ne rugăm! Pentru pătimirea Fiului Tău, ascultă-ne! Părinte Ceresc, Tu asculți strigătul omenirii încercate de durere. Noi Te rugăm, fă inima noastră să înțeleagă și să trăiască suferințele fraților noștri în unire cu Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa inimilor tale, spre lauda și mărirea Dumnezeu, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Pătimirea Fiului Tău, unul născut, să apropie, Doamne, împăcarea Ta cu noi, deși nu suntem vrednici de ea prin faptele noastre, să ne întâmpine îndurarea Ta în puterea acestei jertfe unice, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El fiind nevinovat, a binevoit să sufere pentru noi cei vinovați și să fie osândit pe nedrept pentru cei răufăcători. Moartea Lui a spălat greșelile noastre, iar învierea Lui ne-a dobândit viața nouă de sfințenie. Pe El îl laudă cerul și pământul, îngerii și arhanghelii, și îl vestesc cântând fără încetare. Sanctus, 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 Domine.
ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în El jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți ființii, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău.
Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi prisipiți spre Tine. Pe frații noștri răpăsați și pe toți drepții care au trecut în această lume, primește-i cu bunătate în Împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de celor rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Fiul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Trupul lui Hristos. Toată inima și doresc să vin sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta.
întăriți cu hrana Sfintei împărtășanii, te rugăm, Doamne, ca după cum prin moartea Fiului Tău ne-ai dat speranța bunurilor în care credem, tot astfel, prin învierea Lui, să ne dai harul să ajungem în împărăția spre care ne îndreptăm, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Vă rog să luați loc pentru câteva anunțuri. Săptămâna aceasta, luni, marți și miercuri, Sfintele Liturghii vor fi după programul obișnuit, dimineața la 6:30 și 7:30, iar seara la ora 18. Iar zilele de joi, vineri și sâmbătă, programul va fi după conform celebrărilor specifice. Mâine vom vizita bolnavii pentru spovadă și împărtășanie de Paști. Joi, 1 aprilie, este Joia Mare. Dimineața la ora 10:30 se va celebra liturghia Crismei, în cadrul căreia vor fi sfințite uleiurile, iar preoții vor reînnoi promisiunile făcute în ziua hirotonirii lor. Seara la ora 18 se va celebra liturghia Cinei Domnului. La finalul acestei liturghii va fi un program de adorație, după cum urmează. Până la ora 20, credincioșii care vor dori să rămână atunci pentru a se ruga la Preasfântul Sacrament. De la ora 20 la ora 21, tinerii, de la ora 21 la ora 22, persoanele consacrate, iar de la ora 22 la ora 23, preoții de la Episcopie și Parohie. Vineri, 2 aprilie, este Vinerea Mare, zi de post și abstinență. La ora 18 se va celebra Patima Domnului, care va fi compusă din trei părți, liturgia cuvântului, adorarea crucii și distribuirea Sfintei Împărtășanii. Ofertele din această zi sunt pentru Țara Sfântă. La această celebrare, Părintele Lucian Păuleț va încheia seria predicilor tematice din Postul Mare. Îi mulțumim pentru gândurile împărtășite și dorim mult har de la Domnul. Sâmbătă, 3 aprilie, este Sâmbăta Sfântă, iar ceremoniile și liturghia Învierii Domnului vor începe la ora 20. Duminică, 4 aprilie, este Paștele, Învierea Domnului. Programul Sfintelor Liturghii va fi cel de duminica și sărbători, 8, 9 și un sfert, 11, 16 și 18. Colectele din noaptea și ziua de Paști sunt pentru seminar. A doua și a treia zi de Paști, luni și marți, programul liturghiilor va fi de asemenea cel de duminica și sărbători, 8, 9 și un sfert, 11, 16 și 18, pentru a oferi astfel posibilitatea tuturor credincioșilor de a împărtăși bucuria Învierii Domnului și în aceste două zile imediat după Paști. Ocazii de spovezi vor fi astfel, luni, marți și miercuri, înainte și în timpul Sfintelor Liturghii, joi, începând cu ora 16, vineri și sâmbătă, între orele 8:13 și 14:20. Lumânările de Paști vor putea fi procurate fie la ieșirea din biserică, fie la biroul parohial. Vă reamintim de posibilitatea de a face din postul de radio al diecezei noastre, Ercis FM, un tovarăș de nelipsit la drum, la serviciu sau acasă. Poate fi ascultat pe internet, accesând pagina www.ercisfm.ro sau pe telefon prin intermediul aplicației create atât pentru telefoanele cu Android, cât și pentru cele de la Apple. De asemenea, aceste anunțuri, dacă cineva vrea să le mai consulte, se găsesc la afișierele din biserică și de afară și, de asemenea, pe site-ul parohiei www.amdis.ro. Vă dorim o săptămână mare, binecuvântată, o săptămână în care să vă împăcați cu Domnul prin sacramentul Sfintei Spovezi, să ne vedem cu bine la Sfintele Celebrări, să avem parte de sărbători binecuvântate, pline de harul Domnului și, desigur, celor care astăzi își servează ziua numelui, la mulți ani. Lăudați să fie Iisus Hristos!
Ne asociem și noi, episcopii, urării pe care v-a făcut-o Părintele Paruh și Decan, la fel și toți ceilalți preoți, și vă dorim din toată inima o săptămână sfântă, bogată în haruri, să găsiți timp pentru suflet mai mult în această săptămână și împreună cei care sunteți sănătoși și Dumnezeu vă dă putere să veniți împreună să sărbătorim, să celebrăm această săptămână așa de sfântă, cea mai sfântă, cea mai mare, de aceea poporul și spune săptămâna mare din tot timpul anului. Vă dorim o după amiază plăcută, mulțumim tuturor pentru participare, mulțumim Ercis Media și de asemenea TVR Iași pentru transmisia în direct. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu ne reîntoarcem la ale noastre, păstrând în suflet bucuria credinței pe care am trăit-o și o trăim de fiecare dată aici în casa Domnului. Domnul să fie cu voi! Fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Privește, te rugăm, Doamne, la această familie a Ta, pentru care Domnul nostru Iisus Hristos s-a dat fără șovăire în mâinile celor nelegiuiți și a îndurat chinul crucii. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.